Bună ziua, oameni buni, eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Da, după cum puteți vedea, eu mai am puțin și termin quest-ul. Quest-ul mai am 5 pui în Las Venturas. Fac pe contul principal Adrian și pe contul secundar Mysterious, pentru că nu strică niște bani în plus. Cu contul secundar, de fapt, sunt de pe laptop, deci de aceea nu mi-apare iconița aceea că sunt AFK sau ceva de genul, că probabil vă gândiți că bă, ăsta poate joacă cu sandboxii sau multiprocess. E bine, nu. Nu joc cu multiprocess sau sandboxii, și pur și simplu am laptopul lângă mine și fac de pe laptop. O să vă rog să mă scuzați că dacă o să mai vedeți ecran așa negru, să știți că eu sunt pe desktop și verific harta pe care am luat-o de pe forum cu cei 150 din 150 de pui. Este unul pe aici, dar să văd, mai am 4. Aici este. Ce faci, mă puiule, aștepți autobuzul? Așa. Fugi de KFC sau de ce dracu vrei să fugi? Bun. Mai am 3. Hai să vedem. Aici este unul. Bă, sper să nu fie în parcarea aia să stau să caut 10 ore. Nu, nu este într-o parcare, nu? Da. Puh, bine că nu este într-o parcare. Că e nasol în parcările alea suprapuse, că trebuie să cauți și nu știi exact la ce etaj este puiul. Bun. De exemplu, în Los Santos, lângă o parcare din East Beach, era un pui, dar eu nu mi-am dat seama că este pe lângă și m-am dus, am urcat toată parcarea aia suprapusă. Oh, hai că e bine că ăsta este exact aici, nu este în parcarea aia de acolo din spate, care este suprapusă și aia de asemenea. Trebuie să aștept un minut. E asta să-mi dau și eu repede un pic pachet. Pic pachet 208. Că ce dracu mai fac și eu skill? Nu, nu este creștere ilegală de skill, că am dat doar o singură dată de... Oricum banii vin mie, deci banii mei îmi vin tot mie, gen, dacă mă înțelegeți. Așa, haideți că mai am încă unul. E bine, după ce o să termin pe conturile astea două, zilele viitoare o să mă apuc și pe celelalte două conturi, deoarece eu am 4 conturi, 3 secundare și ăsta principal. Bun, acesta va fi ultimul pui. Și... Da, unii dintre voi m-ați întrebat cum dracu fac bani și așa. E bine, în perioada quest-urilor se fac cei mai mulți bani, deoarece puteți să intrați pe mai multe conturi, să terminați quest-urile pe mai multe conturi, primiți 150.000 de dolari sau depinde acum ce premiu este, 200 gold și de gold de asemenea puteți să dați, să cumpărați din shop bani și vă transferați toți banii pe care câștigați pe conturile secundare pe cel principal. Și așa sunt, așa vin banii, așa se fac, cel mai ușor. Fac și un screenshot așa că am noi live. Așa. Bun, acum o să mă duc repede până la bancă ca să-mi transfer, să-mi depozitez pe contul principal banii și să-mi transfer de pe cont secundar banii pe cel principal. Știu, Maximus, ești sexy, dar nu e mai sexy ca mine. Așa. Și I am gold, salut YouTube. Vă salută și Cristina. Cristina, degeaba ne salut dacă nu, ne și pupi. Așa. Nu avem nevoie de bani. Salut, Maximus, rătăvă, sunt fanul tău, Max. După aceea vom merge și la un bingo ca să vedem ce skin-uri ne-a picat. Bă, sper că am noroc să pice și să-mi fi picat skin-ul acesta de gras pe contul principal. Că pe cont secundar deja mi-a picat la quest-ul trecut, cel de Paște.
Așa. Depozit 180.000. Am mai făcut și eu niște bănuți de pâine, așa. Bă. Depozit 150.000. Nu, nu, stai. 145 pe contul ăsta. Transfer. Bă, ce mă nervează tastatura asta. Transfer. 339 145 și așa. Ups. Bă, drag de tastatură. Mă nervează că backspace-ul este stricat. Ha, am greșit și pinul pe contul secundar. Cam aș pe el de pin. Na, nu sunt duty, dar ai crezi că mă pun totuși duty, că astăzi nu prea am fost deloc. Am muncit să fac quest-ul și da, mi-am luat în jur de 4 sau 5 ore quest-ul. Am început pe la 10, pe la 12 și ceva am terminat Los Santos plus San Fierro. M-am pus să dorm și eu puțin, pe la 4 m-am trezit, iar de la 4 până acum m-am chinuit de fapt la Las Venturas. Bine, așa. Transfer. Perfect, să mai dau și așa. Pe contul secundar am 310 gold, ceea ce este foarte bine, o să-i păstrez. Iar pe contul principal 1261 de gold, perfect. 1261 de gold, e bine, ieri am donat 5 euro și am făcut rost de 1000 de gold. Am mai avut eu 61 de gold, iar acum cu quest-ul încă 200 și rezultă 1261. Vom merge repede până la Get Gift, că vreau să iau și Get Gift, că nu l-am luat. Și de asemenea voi cumpăra două sloturi în garaj, iar de restul goldului care o să-mi rămână pe contul principal, cred că o să-mi cumpăr cont premium, dar nu acum. Vreau să cumpăr pe data de 9-10, că pe 11 se scoate quest-ul, Get Gift-ul, se scot și reducerile. Și până atunci, cred că o să am noroc să împice gold la Get Gift. Tot adun, o să adun gold, iar goldul care îmi va rămâne, o să cumpăr pe mai multe zile cont premium. Acum am 1261, după cum am spus, ceea ce înseamnă că pot să-mi cumpăr 3 sloturi în garaj. Dar nu vreau 3, o să-mi cumpăr doar 2 și o să mai rămână vreo 661 de gold sau ceva de genul. Dacă nu, stai, 461 de gold. Și o să-i păstrez până pe 9-10, cam așa. Că atunci voi cumpăra cont premium sau văd eu, nu știu. Așa, bun. După Get Gift, da, chiar mă voi omorâ frumos și ne va da la casă. Da, am spus că ne va da, adică ești pe contul principal și pe contul secundar. Așa, la casă și o să verificăm și ce skin-uri am primit. Bun. Va trebui să urcăm asta. Sper că o să urcăm, deoarece astăzi, pe la ora 11, când am la prima dată Get Gift-ul, am venit cu Infernus-ul împreună cu contul secundar și exact pe la... Nu, stați. Exact când am ajuns... Nu. Căcat. Exact așa mi s-a întâmplat. Deci exact așa mi s-a întâmplat. Căcam aș pe el. Aoleu, acum ce fac? Vai de curul meu. Stai că vreau să urc acum să mă omor. Ce moftic să mor eu. Deci exact așa am pățit și azi dimineață. Am ajuns cam pe aici cu Infernusul și am explodat. Că tot așa, din cauza unei mașini care era în flăcări și a explodat, dracu s-o ia. Că uneori nu merge protecția aceea anticamicaze și explodează mașina de oaia dracu. Va trebui să mă omor acum, să văd cum, de unde mă arunc și eu de nebun. Că dacă o să sar de aici...
Oh, perfect, credeam că o să ajung în apă, dar ai văzut că am sărit de aici frumos. Am murit. Care e cel mai bun jucător? Mă refer la Taylor. Taylor are 200... Cât are Taylor, mă? Taylor are 200... Așa. Bun, hai să vedem ce skin mi-a picat. Stai că nu știu care... pe care le aveam. Știu că l-aveam pe ăsta, pe ăsta... pe ăsta... A, cred că ăsta mi-a picat, nu? Da, mă. Pă, ce e dracu, mă? Numai negri în pula mea. Ca dracu. Nu-mi place ăsta. Ca dracu rău de tot, ea merge. Să pun ochelari. A, merge, da. San Andreas. O, eu am și afcă cu Los Santos. remove axe, sunglasses, clothes și tot pe ăsta tot lucru. Ia mă, pe contul secundar ce mi-a picat? Clothes. Mi-a picat Big Smoke cu armură. Clar. Ce dracu, mă, numai skin-uri de căcat. Mai bine îmi dădea bani pe el. Mă rog, tot ăsta e mai șmecher. Și haide să mergem la Get Gift, na. Eu cred că vom merge cu Sparrow. Sper să... Da, am acolo loc unde să aterizeze bine. Și sper să ajungă întreg, dracu. Că mă oftic. Deja am 34 din 86 pe contul de secundar. Nu mai am oricum de jucat până să fac level 23. Ia, pe aici ce am. Mișto. Am vrut 38 de ore, cred. Da, 38 de ore și fac... sau 48. Și fac level 74. Mișto, mai încă 20 de gold în plus. Dar nu cred că termin eu până pe 11. Da, nu cred că fac eu atâtea ore până pe 11. Va trebui să joc ca nou life-ul. Așa... Da, m-am gândit când să plec din tow truck. Voi pleca pe la mijlocul iunii, lunii iunie, pe 13, 14, 15, ceva de genul. Una dintre dățile astea. Și după aceea nu știu dacă... Nu știu în ce facțiune o să intru. Dar oricum am timp să mă gândesc. Câți ore jucate sau level între eu pentru ala? Îți trebuie să... 10 ore jucate pentru a da Get Gift. Nu mai face prima oară de la cu donații la cei sub... Distrand este, nu? O să împartă și taxa. Aveți rotare. Deci nu înțeleg jucătorii ăștia care întreabă de primar, na, când în... când împarte taxa, când nu știu ce. E bine, e treaba lui, fraților. E treaba lui, ce face, ce vrea el. Pe noi nu prea ne interesează. Nu ne mai întrebați chestii de astea. Get Gift, 20 de gol, perfect. Bine. Era mai eficient, 50, era mai eficient, de fapt, 50 de gol, dar 3 puncte de respect mi-a picat pe gama și pulania. Am dat Q, gata. Nu mai am nevoie de contul secundar deocamdată. De asemenea, pe contul secundar, după cum am spus, am 300 de gold, o să-i păstrez, că poate, nu știu, mai cumpăr câte ceva. De fapt, stați, bă, dar chiar am uitat, băgăm-o și picioare. Stați că intru din nou cu contul secundar, să mă omor pe contul ăsta. Așa, că va trebui să cumpăr... headshot. Va trebui să-mi cumpăr sloturi și să mut două mașini de pe contul secundar pe cel principal. Oh, perfect. Bun. Da, mă, dar chiar ieri seara mi-au picat sau alte. Ieri, da. Mi-au picat 4-5 zile de cont premium. Care sunt cerințele minime pentru a intra. Poți vedea regulamentul intern. Așa.
să pun frumos Remington, Savannah, Blade, Hot, Potem și Infernus și Bulletul. Bullet așa. Și mă duc pe contul secundar aici. Aici. Toc. Oane. Să bag pinul. Să cumpăr frumos loturile. Wow, câte pot cumpăra? Premiul pot să-mi cumpăr pe 6 luni. Exact 1280 și am 1281 lor. Unde treacă este un extra vehicle slot 1 și 2. Bun, și acum mai am 481 de gold, îi păstrez. Perfect, și am aici 15 vehicule și 17 sloturi, 2 libere. Trade Adrian. Pardon. Să văd ce să mut pe contul principal. Am Hustler, Admiral, Bandito, Esperanto, Cart și NRG. Cred că mut Hustler-ul. Și Bandito. Bandito. Sau Admiral. Da, un Hustler, sunt un tot de drag. Deocamdată. Fați așa. Foc. Și după aia o să mai am încă 4 sau 5 sloturi de cumpărat. Dacă am 17, da, 4 sloturi. Că am 21 de vehicule în total. Bun, perfect. Mamă, Vita mai vine aici. Blade. Bullet. Remington. Savannah. Așa. De contul secundar nu am nevoie, dau ochiul frumos. Mă voi duce aici, deoarece aici se află celelalte vehicule. Hustler, Bandito și... da, Hustler și Bandito aici. Va trebui să le pun... Aici sunt deja 4, 8... Da, cred că o să le las aici. Da, o să le las aici. Hai să mă duc să văd cum se tunează căcatul ăsta de Hustler. E căcat, bine, îmi place, dar... Să văd ce pot să-i pun. De asemenea, și... când dacă îi ziceam, Bandito ăla, aș putea să-l clasic. O, aș putea să pun niște rost de astea clasice, mișto. Rest hidraulice nu se merită, nitro nu-i pun. Așa, o să o las așa. Să-i dau și park. Doar mai am 964 de dolari. Îi dau park aici. O, bă! Bă, de se mișcă într-un fel ecranul când explodează un avion sau un elicopter, ca... Parcă zici că e posedat. Și la Bandito pot să-i pun roți. Bănuiesc că știți. Îmi place Bandito mult că uitați ce proiectoare are în față aici. Și mecher e rău. Și na, e for fun cumpărată mașina asta. Pot să-i pun roți de exemplu de astea. Și mașina fiind totuși una de teren, plus roțile astea chiar o să ajute foarte mult. Chiar dacă arată într-un fel la sol. Și astea-s mișto. Dar o să-i pun roțile astea de off-road. Mai întâi va trebui să mă duc să scot niște bani. Ți-aș da, frate, dar n-am exact 964 de dolari. Și din milă iau ce level ai. Du-te recu la muncă. Că cu toți începem de jos. Lol. Era să mă iau ăla. Bli! Cred că voia să-și pună Billy, dar... Am uitat, am mâncat un I. Mitrău.
bun. Pentru secundar să închid și eu laptopul. Și acum mă duc repede să-i pun rotițe. Lol, am și uitat dracu de ăla. Am uitat complet. O să-i pun roțile și voi închide episodul. Tot dracu ce cerșește acolo, bă. Cred că o să-i pun și... Dar nu cred că mai am bani de... Ah, ba da, ultima cumpărare. Perfect, am bani și de nos. Off-road. Dar... Cum sunt alea normale? Bă, arată-mi mișto normal. Sau să-i pun asta de... Bă, dă-le dracu, mă contează. Lol. Ce micuțe sunt. Da, o să las așa, pentru că... Chiar dacă arată nasol, roțile astea off-road chiar oferă avantaj în plus mașinii. Are, au aderență mai bună pe nisip și pe toate căcaturile. Bun. Parc. Ia stați puțin că vreau să văd pe Rancher ce roți am, că am uitat. A, le-am pe alea originale la asta. Băi, eu cred că o să închid episodul aici, dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Cu voi a fost Adrian și let's play together. Baftă! I'm so in love with you.